Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, este bine să fim sensibili la Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Duhul Sfânt mi-a schimbat mesajul în seara aceasta. Semnează că Domnul are să ne comunice ceva special. Deci am să vă rețin atenția din cuvântul Domnului din Cartea Esterei, capitolul 4, versetul 14. Estera 4:14. Și acest cuvânt al lui Dumnezeu sună în felul următor: căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Amin. Pasajul pe care l-am citit face parte din această carte numită în Scriptură Estera, singura carte din Biblie care nu pomenește numele lui Dumnezeu niciodată. Dar este cartea peste a cărui conținut prezența și controlul lui Dumnezeu este evident și este absolut. Evenimentul are loc în timpul Imperiului Persan, când unul din împărații persani cu numele de Xerxes și-a ales o tânără iudeică ca să fie viitoarea lui împărăteasă. A ales-o pe Estera. Dar ca întotdeauna, acolo unde Israel zidește o sinagogă, unde biserica mai construiește o casă de rugăciune, Satan își face și el sinagoga lui. În Imperiul Persan, primul ministru, Haman, este un om fără scrupule. Este un om care se trage, descinde dintr-un vrășmaș de moartea lui Israel, din Amalek. Este descendent al împăratului Agag, pe care l-a omorât profetul Samuel, pentru că împăratul Saul n-a vrut să-l omoare. Și Haman observă că în Imperiul Persan, evreii care au fost duși în robie înainte de Imperiul Babilonian, cucerit acum de cel persan, Haman vede cum această grupare etnică prosperă. Această grupare etnică zidește case, construiește bănci, dezvoltă business-uri și o viață religioasă de asemenea înfloritoare. Și ura străveche a lui Haman îl urmărește, de aceea plănuiește într-o zi să nimicească poporul evreu. Poporul evreu a trăit sub această amenințare tot timpul istoriei. Pentru că trebuie să știți un lucru, frați și surori, doamnelor și domnilor. Dacă poporul evreu, așa cum este urât și astăzi de lumea islamică, nu? Psalmul 83, haidem să-l aruncăm pe Israel în mare, să nu se mai pomenească numele lui vreodată. Aș vrea să înțelegeți care este secretul. Dacă poporul evreu este nimicit, cum a vrut Hitler și cum vor islamiștii, teroriști, să fie desfințat, atunci însemnează că Dumnezeu este mincinos. Pentru că Dumnezeu a promis acestui popor pe care el l-a creat că îi va da o împărăție, i-a promis acestui popor că va fi Dumnezeul lui și i-a promis acestui popor că din el se va naște pe pământ Mesia care va mântui pe toate neamurile. Ori desfințarea poporului evreu l-ar face pe Dumnezeu mincinos. Dar Dumnezeu nu va îngădui să se întâmple lucrul acesta, chiar dacă multe nenorociri au trecut peste Israel. Așa că Haman, acest descendent
Agagit, Amalekit, și-a propus să-l distrugă. A plătit împăratului cheltuielile de ucidere a evreilor, 10.000 de talanți de argint. Asta înseamnă o sumă fabuloasă, o sumă imensă. Gândiți-vă numai că un talant, și noi vorbim aici de... Sunt două talante în Scriptură. Este talantul obișnuit, 24,5 kg un talant, și este talantul regal. Ori vorbind aici de curtea regelui, este vorba de talantul regal. Talantul regal are 54 de kilograme. Dar imaginați-vă cât argint are omul acesta, 10.000 de talanți ori 54. Sumă imensă pentru toate timpurile. Deci ce vei cheltui, împărate, cu uciderea lor, eu spun la dispoziție. Și într-o vreme din aceasta de criză, Mardoheu, care se vede că este un reprezentant al curții regale, pentru că stă la poartă, ori la poarta cetății nu stă decât guvernul în antichitate, membrii din guvern. Deci și Mardoheu este parte din conducerea Imperiului Persan la curtea lui Xerxes. Mardoheu, care este unchiul, perișorul Esterei, se duce la împărăteasă și îi spune: acum este timpul să intervenim, ori rasa noastră va fi distrusă. Da, sunt obiceiuri care spun că dacă te duci la împărat neanunțat, chiar dacă ești soția lui, deci legi foarte rigide, așa cum sunt în pocăință de multe ori, legi făcute de oameni. Dacă nu te rogi numai în genunchi, nu te mai ascultă Domnul. Ți-au auzit de legi din acestea, nu? Du-te acum la împărat, chiar dacă nu te-a chemat, chiar dacă nu ești anunțată. Riscă, dar riscă pentru poporul tău. Și după cum cunoașteți istoria, am amintit această introducere pentru cei ce sunt neobișnuiți cu textul Sfintelor Scripturii, Ester a riscat, s-a dus, a vorbit cu împăratul, a demascat planul lui Haman. Haman și casa lui au sfârșit să fie spânzurați, să fie executați, iar poporul evreu să fie scăpat și de data aceasta, pentru că mâna Domnului era cu el și era peste el. În seara aceasta, în răstimpul scurt care l-avem la dispoziție, aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un mesaj practic, un mesaj care se aplică individual la fiecare. Și titlul mesajului meu este: de ce n-aș fi eu? Why not myself? De ce n-aș fi eu? Trei lucruri mari, ba chiar patru dacă vreți, sunt evidențiate în acest verset biblic. Primul lucru este responsabilitate. Observați cum spune Haman, Mardoheu către Estera, căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Cu alte cuvinte, ești responsabilă tu, Estera, de situația aceasta, ca Dumnezeu să intervin. Și frați și surori, doamnelor și domnilor, în lumea în care noi trăim, responsabilitatea este individuală. Eu sunt responsabil în dreptul meu, eu sunt responsabil în dreptul casei mele, să mă rog Domnului pentru familia mea, eu sunt responsabil pentru această biserică, să o port înaintea lui Dumnezeu, eu sunt responsabil oriunde mă duc pentru cei de lângă mine să poată să-L vadă în mine pe Iisus Hristos. Dar ca să fii responsabil, trebuie să ai curaj. Trebuie să ai curaj. Estera trebuie să riște. Ne-a fost deloc simplu, chiar dacă era împărăteasă, chiar dacă era soția lui Xerxes. Ne-a fost deloc simplu. Credeți dumneavoastră că atunci când prorocul Natan s-a dus să-l confrunte pe David pentru păcatul lui, i-a fost simplu la proroc să-l confrunte pe împărat? Eu nu cred. Mai ales că dacă îl găseai și într-o dispoziție proastă, cum spune proverbul românesc, într-atâta erai cu un cap mai scurt. Și era rezolvată problema, pentru că așa era legea. Cine vrea să fie responsabil, și toți trebuie să fim responsabili, trebuie să aibă curaj și trebuie să devină neconfortabil. Așa cum ați auzit deja în seara aceasta cuvântul Domnului,
Nu este plăcut să-l vezi pe fratele sau soră de lângă tine că se uită pe telefon și umblă cu texte. E neconfortabil să-i spui bagă-l în buzunar. Dar spune-i. Să spune-i cu respect, cu dragoste. Să înțeleagă că locul acesta este sfânt. Că stăm în fața unui Dumnezeu sfânt. Că nu este un moft al nostru să închidem telefonul, am luat exemplul acesta pentru că a fost amintit deja la vorbirea în limba engleză. Nu este un moft al nostru, ci este neadmisibil ca în fața Dumnezeului cerului și a pământului eu să-L sfidez când cuvântul Lui se vestește, când poporul Domnului se roagă și eu să-L sfidez în față. Pentru că știți ce însemnează a face altceva, în cazul de față telefonul, când Dumnezeu vorbește? Este ca și când îi spune lui Dumnezeu, poți tu să vorbești, I don't care, nu mă interesează. Și lumea noastră este într-o lume în criză. Familii de lângă noi sunt familii în criză. De aceea trebuie să fim oameni responsabili. Nu poți să taci, dar nu vorbești oricum. Vorbești să câștigi. Vorbești nu să distrugi. Așa cum spune înțeleptul Solomon în Proverbe, înțeleptul câștigă suflete, nu nenorocește suflete. Nu m-a pus și nu te-a pus Dumnezeu, n-a pus pe niciunul Dumnezeu să avem un băț de fier, să avem la noi o noia de fier și să lovim pe nimeni. Ne-a pus să fim responsabili. Să-i trezim pe oameni. Întâi să ne trezim pe noi înșine și să putem să lucrăm de așa manieră încât cel ce este în criză să fie ridicat, să fie binecuvântat. Apoi, al doilea lucru pe care acest pasaj ne spune este renumire. Renumire. Uitați ce spune Mardoheu. Dacă voi tăcea acum, ajutorul va veni din altă parte. Dumnezeu poate să numească pe altcineva. Să ridice pe altcineva. Fiecare dintre noi, fiecare dintre noi place să fie important. Să nu spună cineva, mie nu-mi place să fiu om important. Uitați-vă numai la acest fapt. Biserică. Avem bordul bisericii, comitetul bisericii. Este o responsabilitate înaintea Domnului, o responsabilitate înaintea bisericii, o responsabilitate individuală. Dacă eu mă duc și în virtutea poziției de păstor senior și spun unui bord, te-am schimbat astăzi, unui membru din bord. L-am ofensat? L-am jignit, l-am desconsiderat, e ca și când i-aș spune, nu mai ești important. Ne place tuturora să ne se dea atenție și este bine, dar să vină momentul în care tu să fii schimbat sau eu să fiu schimbat și schimbarea să o facă Dumnezeu, este foarte drastic atunci. Atunci este foarte drastic. Cât de rude au fost și cât de împărăteasă a fost Estera, Mardoheu i-a spus-o direct. Nu ești tu? Dumnezeu pune pe altul. Nu uita, Estera, că înainte de tine a fost Vaști împărăteasă. Și Dumnezeu a înlocuit-o pe Vaști cu tine. Se poate face o înlocuire mai departe. O renumire altcuiva. De ce întrebarea pe care o am este aceasta? Ai vrea să auzi din partea lui Dumnezeu că ești înlocuit? Că locul tău trebuie să-l ia altul? Doar Iuda a trebuit să fie înlocuit. Noi nu suntem un popor din neamul lui Iuda. Noi suntem un popor din neamul lui Iisus Hristos. De aceea vă aduc aminte și vă readuc aminte. Dumnezeu vrea să lucreze cu noi și Dumnezeu vrea să lucreze prin noi. Stai la dispoziția Lui. Ca să nu fi schimbat, ca să nu fi înlocuit. În al treilea rând, pe lângă responsabilitate, pe lângă renumire,
există retribuție. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Veți pieri. Când m-am retras, când m-am dat la o parte, când m-am evazat de responsabilitate, când n-am vrut să risc, când n-am vrut să fiu neconfortabil, când m-am uitat cu jind că am fost înlocuit cu altcineva și aceasta a făcut-o Dumnezeu. În final, frați și surori, viața celor de lângă noi depinde de noi. Eu răspund înaintea lui Dumnezeu cu sângele meu, cu viața mea, de învățătura pe care v-o dau, de pilda pe care v-o dau. Este un lucru serios de viață și de moarte. Și de aceea mă străduiesc înaintea Domnului și înaintea dumneavoastră să vă aduc adevărul. Să vă aduc adevărul care trezește, adevărul care apropie de Dumnezeu, adevărul care îl înalță pe Iisus Hristos. Adevărul care să vă facă să vă îndrăgostiți de Iisus, să vă îndrăgostiți de cuvânt. Pentru că dacă tot vorbim de retribuție, de răsplată, aș vrea într-o zi să aud glasul Domnului Iisus Hristos să-mi spună: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Nu vreau să aud altceva și nu cred că vreți să auziți altceva, nu? De aceea să ne purtăm ca oamenii lui Dumnezeu chiar în fața riscului, chiar în criză, chiar în probleme și să nu fim oameni care într-o zi să ne trezim că suntem înlocuiți cu altcineva. Și apoi, uitați-vă la ultima parte a acestui verset 14. Deci responsabilitate, renumire, retribuție și reasigurare. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție? Este o reasigurare pe care Mardohei o dă lui Estera. Și acum dați-mi voie să vă spun. Când vrem și când dorim să lucrăm cu Dumnezeu după ce murim? Nu aceasta este vremea pentru care Dumnezeu ne-a pus în viață? Nu aceasta este vremea în care Dumnezeu ne-a chemat să dăm pilde de oameni ai Lui și să vadă cei de lângă noi că suntem copiii lui Dumnezeu? Nu aceasta este vremea? Nu aceasta este generația? Aceasta este. În orice lucru și în orice vreme, exemplul meu, exemplul tău, pilda ta, pilda mea, trebuie să-L onoreze pe Dumnezeu și trebuie să-L reveleze pe Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, v-am mai povestit eu, dar este frumos exemplul acesta. Pe fratele Bill Rayburn, cei mai mulți dintre dumneavoastră îl cunoașteți. A fost un bun prieten al bisericii noastre, un bun prieten al românilor, un bun prieten al familiei mele. Ne-a vizitat deseori și ne-am bucurat de slujirea dânsului. După ce s-a pensionat, la un an sau doi m-a sunat și a zis: Lazar, vreau să vin să te vizitez. Câtă vreme încă diabetul acesta mă lasă să pot să umblu, vreau să vin să te vizitez. Și am zis: fratele, cu cea mai mare bucurie, sunteți ca un părinte spiritual pentru mine și pentru casa mea. Apoi mi-a zis: știi ce, Lazar, te rog să nu mă pui la hotel de data aceasta, vreau să stau la tine în familie. Că am timp să povestesc cu voi, să mă rog cu voi, spui de Magdalena când vin să facă o mămăligă și sarmale. Așa, dacă mă chemați și pe mine, mă puteți chema tot așa. Vreau să împărtășie cu voi și cu familia. Am verificat timpul și am zis: uite, weekendul acesta sunt și eu acasă. Că știți dumneavoastră că eu sunt dus de acasă, ați văzut, nu? Covionul, știți dumneavoastră că e covionul. Mi-a spus: atunci pot să vin. M-am dus și l-am luat de la aeroport. Soția a făcut mâncare așa cum a cerut și am stat la masă. Și stând la masă, tatăl Reb îmi spune: Lazar, Magdalene, you know what happened today? Știi ce s-a întâmplat astăzi?
Zic, nu știu, frate Reban. Zice, să spun ce s-a întâmplat astăzi. Când am venit spre voi, am zburat din Atlanta la Los Angeles. În Atlanta a fost o furtună mare, o ploaie puternică și din cauza aceasta foarte multe zboruri au fost anulate. Și știți dumneavoastră, cei ce ați călătorit așa ca și mine, când se anulează zborurile, te reprogramează, te pune pe alte avioane și atunci toți trebuie să meargă din nou la rând și să vadă cum să-i trimită și încotro să-i trimită. Și spunea dânsul, trebuie să mă duc și eu și să văd dacă mai am loc și dacă pot să ajung, dacă mă poate rămân pe avion. Nu sunt alții mai în situație mai urgentă decât mine. Și m-am așezat la o coadă lungă ca să verificăm cu locurile, cu îmbarcarea. Și cred că am stat la coada aceea poate mai bine de 5 minute. Lazar, n-am murmurat așa cântând ceva, n-am vorbit, n-am fluierat, n-am făcut nimic. Am stat așa, am așteptat, sperând că locul meu a rămas. Și dintr-o dată, persoana din fața mea, era un domn în fața mea, s-a întors spre mine și a zis către mine, tu ești creștin, nu-i așa? Și zice, i-am zis, da, sunt. La care el și s-a uitat în ochii mei și a zis, te-am simțit, domnule, te-am simțit. Foarte bine. Dacă în dreptul tău și în dreptul meu tremură, dragii, e bine. Atunci e bine. Dacă nu poți sta liniștiți, e bine. Pentru că atunci îi poți pune pe fugă. Atunci îi poți pune pe fugă. Însă trebuie să se vadă. Trebuie să se vadă în tine și în mine că suntem deciși să ascultăm de Domnul. Să lucrăm împreună cu Domnul. Și în situații limite, în situații de criză, în situații imposibile, ca cea în care se găsea Estera, ca cea în care poate te găsești tu sau casa ta. Vremea aceasta este o vreme de criză pentru lumea întreagă. Este criză economică, este criză în biserici, este criză în familii, este criză individuală, sunt atâtea depresii, atâtea decepții, atâtea dezamăgiri, atâția oameni comit sinucidere în fiecare zi în țara aceasta și în lumea întreagă. Este criză, dar în vremea aceasta de criză, Dumnezeu cere oameni cu responsabilitate, oameni care să stea pentru adevăr, să stea cu cuvântul Domnului, cu respectul care se cuvine unor oameni lui Dumnezeu și oameni care să fie gata nu să adâncească pe cineva în criză, ci să-l scoată pe Israel din criză. Să scoți familia aceea din criză, să o ridici de acolo, să scoți sufletul acela din criză, nu să-l mai adâncești, nu să-i mai dai în cap și așa suferă destul. Să ridici biserica aceea, să ridici grupul acela de rugăciune, să ridici grupul acela de închinare, să ridici departamentul acela care vezi că este necăjit, care este amărât. Ce fel de om vrei să fii? Puneți această întrebare. De ce n-aș fi eu? Pentru că acesta este titlul scurtului meu mesaj. De ce n-aș fi eu? Du-te în fața împăratului, du-te tu. Du-te la cel de lângă tine, du-te tu, roagă-te pentru cel de lângă tine, roagă-te tu. Nu aștepta să te numească numai păstorul sau să-ți ceară numai tata și mama sau liderul de tineret, du-te tu. Pentru că sunt prea mulți, frați și surori, doamnelor și domnilor, care strigă după ajutor. Prea mulți care nu știu încotro să se uite și sunt prea mulți pe care noi îi vedem, poate, și nu facem nimic. Mă rog Domnului să fim oameni responsabili, să fim oameni conștienți că cel ce ne-a chemat la lucru nu este un om, este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și dacă lucrăm împreună cu El, El are pentru noi o răsplată, o retribuție cerească și ne reasigură. Mergeți în numele meu, pentru că dacă mergeți în numele meu, veți birui. În numele meu veți duce binecuvântare. În numele meu veți duce izbăvire. Și aceasta este lucrarea la care ne-a chemat Dumnezeu. De aceea, pune aceste cuvinte în inima ta. Cu ajutorul Domnului vom începe o săptămână nouă. Uite-te, vezi ce stă în față și fii responsabil. Și implică-te. Și Domnul să te binecuvinteze. Amin.